Întreținerea regulată prelungește durata de viață a echipamentelor dumneavoastră. După fiecare utilizare, îndepărtați capul de presare și curățați mașina de cârnați cu apă clocotită și substanțe degresante, dar fără a folosi detergenți agresivi sau toxici. După spălare, piesele trebuiesc foarte bine uscate și unse cu ulei comestibil sau silicon pentru a evita formarea de puncte de rugină. Iată câteva probleme și remedii pentru această mașină de cârnați de la Micul Fermier. Mașina de umplut cârnați necesită o forță excesivă pentru acționare? Verificați dacă capul de presare este în stare bună și dacă este curat și nu sunt resturi de carne în angrenaj. Nu acționați mașina dacă este prea puțină carne în interior. Completați cu carne de cârnați. Verificați dacă pâlnia utilizată, o pâlnie prea mică în raport cu tipul de carne utilizat, poate forța și încălzi excesiv mașina. Verificați dacă nu există resturi de oase sau tendoane care să împiedice carnea să iasă corect din mașină. Carnea nu iese din mașina de cârnați sau iese prea încet? Verificați că ați ales corect tipul de pâlnie în raport cu tipul de carne de cârnați folosit. Asigurați-vă că ați pregătit carnea de cârnați corect și aceasta este corect hidratată pentru o curgere normală. Verificați dacă nu există resturi de oase sau tendoane în exces în carnea de cârnați care pot îngreuna formarea cârnaților, mai ales în cazul celor subțiri. Mașinile de umplut cârnați permit utilizarea unui set lărgit de pâlnii de umplere care se pot achiziționa separat. Trebuie să urmăriți compatibilitatea sistemului de prindere și recomandările producătorilor. Nu orice pâlnie care se poate monta pe mașina de cârnați va da rezultate optime. Este de preferat să apelați la accesoriile oferite de producătorul mașinii achiziționate. Intră chiar acum pe micul-fermier.ro și comandă gama completă de scule și unelte pentru casă, fermă, grădină și livadă. Micul Fermier. Creștem împreună!